Se anunță un an extrem de bun din punct de vedere al aparițiilor hardware. AMD, Intel, producătorii de plăci de bază și ai altor componente vor să ne ajute pe noi gamerii să avem o experiență cât mai plăcută atunci când ne propunem să jucăm un titlu nou. După zeci de preview-uri și scurgeri de informații în care, eu personal nu cred, avem ocazia să descoperim împreună noua gamă de plăci de bază Z270 cu suport pentru Intel Kaby Lake, a șaptea generație de procesoare Intel, și pentru a face acest lucru ne ajută prietenii noștri de la MSI. Salut! Eu sunt Madalin, iar această videoprezentare este dedicată plăcii de bază Z270 Gaming Pro Carbon, produsă sub brandul MSI. Înainte de a vorbi de principalele caracteristici ale Z270 Gaming Pro Carbon, haideți să vedem ce accesorii au inclus cei de la MSI în cutia produsului nostru. Pe lângă placa de bază, care, apropo, arată extraordinar de bine, avem un manual de utilizare, CD cu drivere și softuri proprietare MSI, două cabluri SATA, un bridge SLI, IO Shield și un cablu split pentru cei ce vor să adauge bentițe cu LED-uri RGB. Vă recomand ca după instalarea sistemului de operare să nu folosiți driverele din pachetul produsului, ci pe cele updatate la zi disponibile pe site-ul producătorului. Linkul este disponibil în descrierea acestui clip. Iar acum să ne întoarcem la placa de bază MSI Z270 Gaming Pro Carbon. Aceasta dispune de 3 sloturi PCI Express pe care puteți monta 2 sau chiar 3 plăci video în SLI sau Crossfire, asta în cazul în care sunteți adepții sistemelor multi-GPU, și 3 PCI Express ori 1 pentru plăci de sunet, tunere, plăci de rețea, etc. Placa de bază mai este dotată și cu 2 sloturi M2, destinate SSD-urilor NVMe, cu o lungime de până la 110 mm. Partea cea mai interesantă din acest punct de vedere este dată de cel de-al doilea slot, disponibil în partea inferioară a plăcii, ce are în componența sa un shield cu thermal pad menit să reducă din temperatura SSD-ului, făcându-l să ruleze la capacitatea sa maximă în condiții optime. Ambele sloturi M2 suportă și SSD-uri NVMe ce au la bază tehnologia Intel Optane. Aceasta este una dintre caracteristicile pe care le aduce noua serie Z270. Suportul pentru SSD-urile ce au la bază tehnologia menționată mai devreme, tehnologie ce promite să ofere viteze mai bune, latențe mai mici și fiabilitate mult mai mare decât în cazul SSD-urilor bazate pe tehnologie NAND. Pe lângă suportul pentru noua generație de procesoare de la Intel și suportul pentru Intel Optane, Z270 aduce și un număr mai mare de lane-uri PCI Express 3.0, mai concret 24 față de 20 disponibile pe seria 100. Aspect ce le va permite producătorilor de plăci de bază să adauge pe modelele ce urmează să apară pe piață sloturi adiționale M2, mai multe porturi USB 3.1 sau chiar mai multe sloturi PCI Express. În partea inferioară stângă este disponibilă soluția audio Audio Boost 4, cu suport software din partea Nahimic și hardware de la Realtek. Sunetul redat este unul superb din toate punctele de vedere, dând pe alocuri impresia că în sistem se află o placă de sunet dedicată. Pe lângă aceste două caracteristici disponibile pe model ce se derulează în fața voastră, puteți monta până la 6 unități de stocare prin intermediul celor 6 porturi SATA 3. Până la 64 GB memorie tip DDR4, a cărui frecvență poate ajunge până la 3800 MHz în OC mode, iar în cazul în care carcasa voastră are în componența sa 4 porturi USB 3.0, le puteți conecta prin intermediul celor 2 headere disponibile lângă alimentarea de 24 de pini. Pentru o listă cu procesoarele compatibile cu acest model, am să vă rog să accesați linkul din descrierea acestui clip. Înainte de a pune punct acestei videoprezentări, n-au mai rămas două aspecte despre care am dorit să vorbim și, evident, să aruncăm o privire în BIOS-ul modelului Z270 Gaming Pro Carbon.
panoul I/O, unde avem un port combo PS2, 7 porturi USB, din care două versiuni a 2.0, 4 versiune 3.1 generația 1, 1 versiune 3.1 generația a 2 tip A și unul versiune 3.1 generația a 2 tip C. Tot aici avem un port DVI-D, un port HDMI, portul Gigabit LAN ce are la bază controllerul Intel i219V și, nu în ultimul rând, porturile pentru sistemul audio. Și al doilea aspect, sistemul de iluminare tip RGB, disponibil pe aproape întreaga suprafață a plăcii de bază. Sistem ce poate fi controlat prin intermediul softului proprietar MSI, Gaming App. Această serie Z270 este un pas înainte pentru gameri și pentru entuziaști. Pentru cei ce își doresc un SSD cu tehnologie Intel Optane, pentru cei ce își doresc mai multe linii de execuție atunci când vorbim de PCI Express, dar și pentru cei ce vor să treacă pe noua familie de procesoare, Kaby Lake de la Intel. Cât despre MSI Z270 Gaming Pro Carbon, este modelul ce dispune de toate facilitățile menționate mai devreme. Are un design plăcut și această iluminare RGB ce a fost foarte bine primită de marea majoritate a utilizatorilor în cursul anului 2016. Aici punem punct prezentării video a plăcii de bază MSI Z270 Gaming Pro Carbon, ce este disponibilă în site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.